Să trăiți și dumneavoastră! Să trăiți! 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 Am onoarea să vă salut! Vă mulțumesc frumos! Doamne ajută! Să trăiți! Am mobilizat câte găsi veterani! Da? Putem începe acțiunea de pace! Da! Salut la România! Odihnește, Doamne, și sufletele adormiților robilor Tăi, văzindu-i într-o viața cea prea fericită, care este la Tine, iubitorule de oameni. Într-o odihnă ta, Doamne, unde toți Sfinții Tăi te odihnesc, odihnește, Doamne, și sufletele adormiților robilor Tăi, că suntești iubitor de oameni. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Tu ești Dumnezeu care ne dai pogor la iad și ai deslegat durerile celor ferecați. Însuți, Doamne, și sufletele adormiților robilor Tăi le odihnește. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Una curată și prea nevinovată Fecioară, care le-ai născut pe Dumnezeu mai presus de fire, pe acela roagă-L să odihnească și sufletele adormiților robilor Săi. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugăm-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Din toate timpurile și din toate locurile căzuți pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori pentru întregirea neamului românesc, eliberarea și demnitatea noastră națională și pentru slava Sfintelor lui Dumnezeu Biserici, cu tot neamul lor cel adormit, pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Ca Domnul Dumnezeu să așeze sufletele lor unde drepții se odihnesc, mila lui Dumnezeu, împărăția cerului și iertarea păcatelor lor, de la Hristos, Împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru, să cerem. Doamne, Doamne, miluiește! Dumnezeul trupurilor și a tot trupul, care încălca moarte și pe diavol mai surpat și-a dorit viața lumii Tale, Însuși, Doamne, odihnește și suflete al dormiților robilor Tăi, al tuturor eroilor neamului nostru românesc, în luminatul meu de viață, meu de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea. Și orice greșelă ce au săvârșit ei, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și unor de oameni iartă-i. Dumnezeu să ierte. Că nu este om care să fie viu să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în viață și cuvântul Tău este adevărul. Doamne, miluiește! Că Tu ești învierea, viața și odihna dormiților robilor Tăi, Hristoase, Dumnezeu nostru și Ție să slavă înălțăm, împreună și Părintele Tău, Celui fără de început, și Preasfânt și bun de viață, Mângătorului Tău, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Într-o fericită adormire veșnică, odihnă de Doamne, sufletelor adormiților, robilor Tăi ce s-au pomenit și le fă veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Onorate cadre militare, activi și de rezervă, dragi cetățeni a orașului Roman, astăzi sărbătorim Ziua veteranilor! Veteranii sunt aceia care au luptat pentru formarea României noastre. Românii au luptat de-a lungul și de-a latul Europei timp de 600 de ani, de la 1300, după 1300, până în 1900 și 1945. Noi n-am avea România așa cum este astăzi, dacă românii nu luptau de la Marea Baltică până în câmpia Merlii, azi Kosovo, dacă nu luptau de la cotul Donului până la Paris, în timpul cel primului război mondial, am avut un batalion de veterani care au luptat la Paris împotriva trupelor germane și austro-ungare. De aceea, noi trebuie să sărbătorim cu cinste Ziua Veteranilor. Ziua Veteranilor a fost stabilită de regele Karl I în ziua de 29 aprilie 1902, dar la noi s-a stabilit Ziua Veteranilor în 2007 printr-un decret a fostului ministru Călin Popescu-Trăianu. Și de atunci, din 2007, se sărbătorește în fiecare an și la noi Ziua Veteranilor. Am să arăt pe scurt că veteranii au luptat în cele trei războaie mai principale, războaiele de independență. Vă aduceți aminte, în războiul ruso-turc, prințul Nicolae i-a trimis răspuns, telegramă, nu răspuns, regelui Carol I, treci Dunărea pe unde voiesc, că turcii ne prăpădesc. Primele salve de tun au fost trase la vidin de două tunuri, pe care eu le-am văzut la Calapat, aceste două tunuri la Calapat, care au tras primele salve de tun asupra vidinului. În clipa aceea, cu MEAI Covălnicianu, o spus de acum suntem o națiune independentă. Români, trupile români au trecut Dunărea și au ocupat cele mai mari reduce, dar am uitat să spun că comanda trupilor rusor și români a fost dată prințului Carol, prințul Carol, și românii au luptat de-a cucerit cele mai mari și mai fortificate reduții, au cucerit reduta Grivița și Smârdân. S-au ajuns până la Vidin, de-a ocupat orașul Vidin. Osman Pașa, generalul turc, s-a predat cu toată armata lui în mâinile românului colonelul Cerchez, care i-a luat steagul turcului și l-a adus la București. Aici e războiul de independență și toți soldații și ostașii și ofițerii care au luptat în 1877 au fost declarați veterani. Așa, mergând mai departe, am avut iar primul război mondial, unde românii au luptat, au declarat țara neutră 1914-1916, dar la îndemnul populației și îndemnul și pentru realizarea idealurilor și români și pentru strângerea României în același teritoriu, s-a stabilit că românii vor lupta alături de Franța, Anglia, America și așa mai departe. Cele mai grele lupte au fost pe Valea Jiului, unde a murit ca un erou generalul Ion Dragalina. Acolo a mai intrat în luptă o fată din Gorj, Ecaterina Teodoroiu, care a luptat mai departe până la Mărășești. Au ajuns cu frontul la Mărășești și Oituz. La Oituz au luptat sub comanda generalului Ieremia Grigorescu, iar la Mărășești a luptat sub comanda generalului Alexandru Averescu, și Averescu a dat ordin că pe aici nu se trece și n-au putut trece nici pe la Târgu Ocna, au uitus trupele austro-ungare și nemțești ca să iasă în spatele frontului de la Mărășești și n-au putut trece nici la Mărășești. O companie comandată de capitanul Ignat au murit eroi, 300 de oameni au murit eroi pe frontul de la Mărășești. Într-o zi călduroasă, românii erau dezbrăcați, că primeau masa și era cald. Atunci, trupele germane și austro-ungare au dat atacul, dar compania sau batalionul acela în cămășă a pus baineta la armă și au luptat, s-au oprit și n-au mai trecut niciodată trupele austro-ungare și germane de frontul de la Mărășești, așa cum avea ei ordin când 3 zile să ajungă la Iași. O onoare este pentru fostul general și mareșal Alexandru Averescu. Eu așa știu că în primul război mondial românii au pierdut circa 100.000 de oameni și după încheierea păcii s-a stabilit România Mare. Basarabia s-a unit cu România la 27 martie 1918. Bucovina s-a unit cu România la 28 noiembrie 1918, iar întregul Ardeal s-a unit la 1 decembrie 1918. În luptele de la Mărășești a luptat și tata meu cu regimentul 14 Dorobanți, compania 4-a. Am uitat să spun că în luptele de la Plevna, din Bulgaria, a murit capitanul Bogza din satul nostru, Fortești, azi Moldovei. Toți ostașii armata care a luptat pentru România Mare au luat parte la Alba Iulia pentru demonstrații, pentru sărbătorirea României Mari. Mai departe a venit al doilea război mondial, iar a luptat românii. Regimentul 14 Zoroban din Roman a luptat pentru ocuparea Bucovinii din Nord, alte regimente au luptat pentru destrăbirea Basarabia, trecut Plutul, cele mai grele lupte au fost la Dolnic și Țiganca. Eu, Bârbobeanu Gheorghe, care eram elev în anul 4 de gimnaziul la un liceu din Roman, am primit cu flori în noiembrie 1941 trupele care au venit cu trenul până la gară și de la gara Roman până la episcopie au mers pe strada mare. I-am primit cu flori în dreptul casei armate de astăzi, cu clasa mea anul 4 de gimnaziu. Mai departe a venit la 23 august Omade, 5 ori generalul Nicolai Sova, că nu a trimis trupe pe front atâtea câte cereau nemții. Și în ziua de după 23 august, Hitler dăduse ordin ca să ocupe Bucureștiul, s-a format frontul Titu Costești, unde a luptat, vă spun eu, unde a luptat pe acest front un băiat, Florea Dobrescu, de 16 ani, care astăzi este general la București și veteran, Florea Dobrescu. Și pe frontul ăsta, Titu Costești au oprit nemții și sunt eroi și veterani. E cum este Florea Dobrescu, care atunci avea 16 ani, în 25-26 august 44. Mai departe, trupele noastre au deslăbit Ardealul din Nord. O mare onoare are divizia Tudor Vladimirescu, care a luptat la Varna de Mureș, a deslăbit, a ocupat orașul Oradea, orașul Nevețin și au ajuns mai departe în Ceoslovacia. În campania de răsărit, românii au pierdut aproape în jur de 70.000, dar în luptele din Apus până la Viena au pierdut 143.000. Îmi pare rău că un general din Roman, Petrescu Virgil, veteran de 96 de ani, l-am închemat ieri la adunare, însă a spus că se duce la băiatul lui la o ceremonie la Suceava. Acest general Petrescu a ajuns până la portele Vienii cu o brigadă motorizată de la Pitești. Așa s-a încheiat 9 mai 45, când s-a încheiat cel de-al doilea război mondial. A luat ființă, a venit 89 și în țara noastră s-a declarat din nou Organizația Națională a Veteranilor de Război în 1991. La început erau în jur de 900 de veterani, așa, 900 de veterani. La Roman au fost 1200 de veterani în 91. Din 91 veteranii au activat la toate ceremoniile care sunt pe linii de veterani, așa cum servează și astăzi. Și organizația de veterani la noi l-a avut pe generalul Popescu-Trăian, care a luptat după 23 august cu turnurile lui, a salvat podul de la Barboș cu tundurile lui care vroiau nemții să-l distrugă, iar mai departe generalul Popescu-Trăian a luptat în Ceoslovacia, a luptat în Ceoslovacia și colonelul Boșteog Neculoi, antevorbitorii mei, general Popescu-Trăian și colonel Boșteog Neculoi. Și astăzi am ajuns să vorbesc și eu, așa, și să sensesc veteranii din război. Aici, de aici, din Roman, aduc felicitări și urări de bine generalului de armată și general cu 4 stele, Marin Badea, comandantul ANVR pe România, și aduc salutări și generalului Nicolae Fruțeanu de la Piatra Neamț, comandant pentru ANVR județul Neamț. De asemenea, aduc felicitări și veteranilor din MEAI. Sunt aici vreo 3-4 veterani din MEAI, așa, și lor le aduc mulțumiri și felicitări și strâng din toată inima trăiască veteranii care au luptat timp de 6 ani sau de 600 de ani de au ajuns astăzi. Și idealul meu este ca în 2018, când sărbătorim 100 de ani, să strângem toți românii la un loc, așa cum a fost România mare, și pe cei din țara noastră, și din diaspora, și să sărbătorim 100 de ani și să mergem cu România în continuare 1000 de ani. Trăiască România, trăiască veteranii! Vă mulțumesc! Sărbătorim Ziua Veteranilor de Război, în semn de aleasă recunoștință pentru sacrificiile lor pe câmpurile de luptă, pentru libertate, unitate și independența țării. Ne bucurăm și suntem mândri că încă ne călăuziți pe noi cei în uniforma militară, cu gândul, cu sfatul, dar mai ales cu exemplul dumneavoastră de demnitate și de devotament de care ați dat dovadă pe timpul cât ați slujit cu dreaptă. Cu ocazia Zilei Veteranilor, vă rog să-mi permiteți să vă urez multă sănătate și putere, să vă puteți duce povara anilor și totodată dorim să vă mulțumim pentru lecția de istorie, devotament, demnitate și patriotism pe care ne-o dați de aproape 7 decenii încoace. La mulți ani, stimați veterani de război, și totodată, dacă toți se apropie de sărbătorile pascale, vă rog să-mi permiteți să vă urez sărbători cu bine, liniște, pace sufletească și lumină. Vă mulțumesc! Veterani de război, stimați romașcani, într-o zi frumoasă sărbătorim oamenii frumoși. Oameni frumoși la suflet, la spirit, la faptă, care au dovedit de-a lungul secolelor că românul este brav, că românul este puternic, că românul este demn, că românul are onoare și mai presus de toate își iubește țara. Am primit astăzi o lecție de istorie, plecând de la cele 3 evenimente importante de care a depins independența, suveranitatea, neatârnarea, întregirea patriei noastre. Avem aici de față dovezi vii ale evenimentelor petrecute în acele vremuri. Ne plecăm frunțile, îi salutăm, îi respectăm, îi iubim și le dorim de toată inima sănătate, putere, să fie alături de noi acești bunici frumoși ai noștri care ne aduc mărturie a ceea ce s-a întâmplat de-a lungul anilor. Au trecut prin momente grele, au suferit, au trăit și au ajuns astăzi să ne spună nouă, tuturor celor care nu am trăit acele momente, nepoților lor, ce s-a întâmplat, cum a fost. Avem cărți de istorie, avem documente, avem arhive, dar mai presus de toate îi avem pe ei, pe veteranii, cei care atât de frumos ne povestesc, cu dragoste în suflet și cu patos, cu trăire și cu patriotism. Patriotism, un deziderat, înainte dus pe buzele tuturor, dar simțit mai puțin în suflet. astăzi aproape sublim, dar vorba lui Caragiale aproape lipsește. Un element pe care trebuie să readucem cu toții în suflete, trebuie să readucem cu toții în inimile românilor, să simțim, nu să declarăm, să iubim, nu să privim, să fim alături de ei și să-i cinstim. La mulți ani, dragi veterani, să ne trăiți într-un mulți ani, Dumnezeu să vă dea viață lungă și sănătate, să binecuvinteze romanul și pe romașcani. Doamne ajută! Viaței veteranilor de război, filiala romană. Se depune coroana de flori din partea primăriei municipiului Roman. Asociației Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere, filiala Romană. partidele politice de cu coroane de flori. Din partea agenților economici.